Salutare, prieteni, vreau să vă arăt un Iveco Daily un pic altfel. E cel foarte lung, cu roz duble pe spate. Ce îmi place mie la mașina asta nu e faptul că e foarte lungă sau că are xenoane, de fapt LED-uri. Sunt dotările de pe mașină cu care cred că chiar cu aia vreau să încep. Dar întâi hai să vă arăt exteriorul. Faruri și lumini de zi cu LED. Nu știu cât se vede pe filmare, totul e cu LED. Sus, pe plafon, are aceleași lumini cu LED, arată într-un mare fel. Are radar aici. Șasiul e cel lung, cu roz duble pe spate, de care vă spuneam. Super lung, super mare. E o nebunie. Cam așa arată șasiul pe dedesubt. Arată într-un mare fel, nimic de zis. Dar să trecem la interior, că interiorul are mult de spus la mașina asta. Pe ușă avem geamurile închis-deschis, oglinzile și mânerul. Apoi avem un buzunar gigantic în care liniștit putem băga și mâncare și apă și multe chestii. Un scaun cu perne, arată foarte, foarte bine. Numai un pic să fac eu muzica mai încet, că n-am voie să filmăm pe filmare la YouTube cu așa ceva. Așa. Haideți să vă arăt interiorul. E cel mai frumos lucru la mașina asta. Așa. Așa. Da. Bordul arată impecabil cu acel ecran de aici. Multe funcții, multe, foarte multe chestii, după cum bine vedeți acum ne arată presiunea pe fiecare roată. Avem radarul, drive assistant, o grămadă de nebunii pe care le putem face din ecran. Puține Iveco-uri daily au această opțiune. Volanul e într-un mare fel, sau mă rog, arată într-un mare fel. Este îmbrăcat în piele și încălzit, cu o grămadă de comenzi pe volan și, ca și când n-ar fi fost de ajuns câte butoane au montat pe aici, pe fiecare parte, nu știu cum să vă arăt, mai are niște butoane. Aici. Pe ambele părți, de pe care pot să lucrez cu unitatea de radio, care arată cam așa. I-am dat eu țip la jos, ea era așa, când am luat mașina. Da, apropo, are 56 de km mașina. Așa. Climatronic, după cum se vede. Cred că un Duster ar tânji după dotările care le are acest Iveco la bord. Așa, încă o chestie faină, are frână electronică de parcare. Mie mi s-a părut super interesant. 6 trepte și o grămadă de spații de depozitare, după cum bine se vede. O grămadă de spații, de tot felul de chestii pe aici la bord. E o plăcere. Are USB aici și intrare USB. Acolo are încărcare tot pe USB. Spații. Aici iară un spațiu mare, adânc. Poți să bași telefoane. Aici cred că doar un pix ceva, cred că e degeaba asta. Acolo iară un spațiu foarte mare. Și iară zic la fel, ca și când ar fi fost de ajuns. Au mai ajuns niște spații și aici. Și aici, de pus apa, și între scaune, de două sticle foarte mari, plus o tavă acolo. Cred că ajung, dar cei de la Iveco au zis că nu ajung și au mai pus sus aici spații de depozitare, o grămadă, o grămadă efectiv. Dacă cumva sunteți interesat de Iveco Daily, rugămintea mea este să-l cumpărați cu acest scaun. E asemănător cu cel de pe camioane, face minuni pentru că mașina e ușoară și ajută foarte, foarte mult la drumuri mai denivelate. Dacă vă interesează,
faceți un drive test, nu știu dacă aveți această versiune pe care o conduc eu, asta e un pic cam full, dar face toți banii. Spor!